fiind 3D, jocuri logice. Pentru realizarea unui material digital de tip joc logic, vom deschide fila formelor 2D și, ca instrument principal, ne vom folosi de butonul grupare, acționat după selecția formelor ce vor compune noua construcție. Sarcină de lucru 1. Editați două fișe de studiu cu următorul conținut. Ce urmează în șir? Desenează forma corectă. Fișa numărul 2. Rezolvarea sarcinii de lucru 1. Sarcină de lucru 2. Editați două fișe de antrenament logic cu următorul conținut. Fișa 1. Care dintre cele două cuburi a fost obținut împăturind următoarea formă? Rezolvare. Deschidem fila cu formele 3D doar pentru a aplatiza această formă cub, transformând-o într-un pătrat. Formele 3D au proprietatea de a putea fi vizualizate din foarte multe perspective, spre deosebire de formele 2D. Dar și formele 2D se pot transforma în forme 3D prin acționarea unui buton dedicat acestei operații, butonul Make 3D. Am preferat totuși să apelăm la operația inversă, aceea de a transforma cubul în pătrat. Între timp, prin operațiile copiere-lipire, am reconstituit figura care descrie desfășurarea unui cub. Pe orizontală sunt fețele cubului colorate în nuanțe de albastru, iar pe verticală apar fețele cubului colorate în roșu și galben. Observăm că aceste fețe roșu-galben sunt opuse. Cu ajutorul săgeții Z, cu ajutorul perspectivei Z, putem așeza pătratele rotite de-a lungul axelor X, Y, mai în spate sau mai în fața planurilor deja create. Răsucim la 90 de grade fața cubului de culoare gri. Cu ajutorul axei Z, lipim fața gri a cubului de fețele vecine. Această operație de lipire și de constituire pas cu pas a unei noi construcții obținută din împăturirea pătratelor, unul câte unul, se realizează cu ajutorul butonului grupare. Iată că am grupat aproape
toate laturile cubului, am ajuns la ultimul pătrat pe care îl suprapunem, nu într-o formă perfectă, ci cu niște spații prin care noi chiar putem observa vecinii fiecarei fețe a cubului astfel obținut. Sarcină de lucru 2, fișa 2. Soluția problemei este varianta B. Sarcină de lucru 3. Editați două fișe de antrenament logic cu următorul conținut. Găsește și încercuiește intrusul. Indicații de rezolvare pentru editarea fișei cu numărul 1. Pentru inserarea imaginilor ce compun fișa, tastați textul Vegetables în spațiul destinat scrierii, cheii de căutare în biblioteca 3D. Indicații pentru editarea ovalului albastru. Pasul 1. Inserarea formei cerc din fila formelor 2D. Pasul 2. Transformarea cercului din format 2D în format 3D. Tema pentru acasă. Tehnoredactați fișa de antrenament logic cu următorul conținut. Urmăriți egalitățile prezentate în figurile ABC, câte cercuri trebuie desenate pentru a echilibra balanța de la punctul D. Rezolvarea jocului. Sunt necesare 4 cercuri albastre pentru echilibrarea balanței de la punctul D. Vă mulțumesc!